politicile europene, funcționarea instituțiilor europene sunt destul de complexe și greu de înțeles. Credeți că populația este interesată de funcționarea politicilor europene? Cred că oamenii politici de la noi care nu știu cum funcționează Uniunea Europeană, nu știu să influențeze deciziile europene în binele românilor și nu știu să reprezinte bine România în Europa, acești oameni politici au spus poporului următorul lucru. Nu contează temele europene, românii nu sunt interesați de teme europene și vin chiar și în campanie pentru europarlamentare doar cu teme românești. Eu vă spun următorul lucru. Eu merg mult prin țară acum și am întâlniri cu cetățenii pe teme europene și peste tot, indiferent că este Bihor, Brașov, Sibiu sau Galați, Tulcea, Constanța, oamenii sunt interesați de teme europene dacă le așez în față un politician care știe să le explice care sunt marile teme europene și care este impactul direct asupra vieții lor. Deci, politicienii care nu se pricep la Europa ne-au spus, știi, pe oameni, Europa nu interesează, hai să discutăm în continuare doar teme românești, este o mare greșeală, oamenii sunt interesați, iar faptul că temele europene nu sunt prezente în spațiu public, nu este vina mass media, este vina politicienilor care nu știu să le prezinte în mod corespunzător. În plus, vă mai spun un lucru. Eu am o mașină, un autoturism, un Volkswagen Golf de 8 ani de zile din 2010. Pornesc cheia și merg cu mașina la birou dimineață. Nu știu exact ce se întâmplă în acel motor, dar știu că mașina merge și am încredere. La fel, am încredere că mă duce la destinație. La fel este și cu instituțiile Uniunii Europene. Adică, oamenii nu știu exact cum luăm decizii între Comisie, Consiliu, Parlament. Când Comisia propune ceva, Consiliu, Parlamentul negociază, agrează și așa mai departe. Mi se pare că este firesc că pe oameni nu interesează în detaliu cum funcționează acest motor în interior, dar trebuie să dăm oamenilor încrederea că acest motor funcționează bine și funcționează în interesul lor și că produsul finit, final, legile pe care le adoptăm sunt importante pentru ei și că le schimbă viața în bine. Asta trebuie să explicăm oamenilor. România poate fi o voce care contează în plan internațional dacă își schimbă modul în care se raportează la restul lumii. Doi europarlamentari, românul Siegfried Mureșan și Elmar Brok, cel care a cerut activarea articolului 7 împotriva țării noastre, vorbesc deschis despre realitățile românești din an centenar, într-o ediție specială a emisiunii Pașaport Diplomatic.